Primăria Timișoara, prin Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, pune la dispoziția cetățenilor modalități eficiente și flexibile pentru plata impozitelor. Astfel, în jur de 140.000 de contribuabili au utilizat aceste facilități, achitându-și taxele până la 31 martie. Aproximativ 50% dintre aceștia au optat pentru plățile online. Prin modalitățile de plată online a taxelor și impozitelor au fost procesate aproape 90.000 de plăți. Contribuabilii care s-au încadrat cu plata taxelor pe întregul an 2024 până la 31 martie au beneficiat de bonificația de 10% din valoarea impozitului. Totalul sumelor colectate este de peste 220 milioane de lei. La plata impozitului pe clădiri, suma colectată este de aproape 180 milioane de lei. Creșterea au fost înregistrate și la plata impozitului pe teren și autoturisme, totalul încasărilor ridicându-se la 44 milioane de lei. Timișorenii au la dispoziție portalul unic al primăriei, care le facilitează interacțiunea cu administrația, inclusiv pentru plata impozitelor. De asemenea, plata impozitului pe clădiri, teren sau asupra mijloacelor de transport se poate face atât online cât și fizic la casieriile din incinta sediului Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara sau la oficiile poștale din oraș.